Vă îmbrățișez și vă mulțumesc din nou că sunteți alături de mine, Larisa Jutele, la emisiunea Viața dincolo de aparențe. Este o zi minunată, de joi, cu soare, a venit primăvara, înfloresc florile. Este o atmosferă așa frumoasă și pentru că v-am obișnuit să vin în fața dumneavoastră cu lucruri noi, să descoperim împreună talente, să descoperim frumuseți, să descoperim multe și multe, multe lucruri pe care probabil dumneavoastră nu ne le spuneți de fiecare dată. Așa că astăzi, lângă mine, este Mihaela Stoian. Nu știu, eu o să îi spun că este artistă și oricum o să fie o mare artistă de muzică populară. Mulțumesc din suflet! Bine te-am văzut și mă bucur că te-am cunoscut, Mihaela Stoian. Bine v-am găsit și mă bucur și eu că v-am cunoscut. Și mă bucur să fiu astăzi alături de tine și, bineînțeles, și alături de cei care mă urmăresc. Care a fost ideea, să zic așa, sau dorința ta de a veni la această emisiune? Dorința mea de a veni la această emisiune este faptul că dragostea mea pentru muzică este... Vrei să te desfășori, așa, să transmiți, da, este... să transmiți lumii că îți place să cânți, să îți descoperi talentele tale. Sigur că da, este... Vine ceva din familie? Mama. Mama are un, așa zis, talent. Doar că nu a practicat, nu a mers mai departe cu pe acest drum. Mhm. Ai mai urmărit emisiunile noastre de Viața dincolo de aparențe? Da, am urmărit emisiunea prezentată de dumneavoastră de ceva timp, vă urmăresc și transmiteți un vibe pozitiv. Mulțumesc, celor care vă urmăresc. Frumos. Cu drag. Mulțumesc frumos. Să știi că ești foarte frumoasă și te încurajez să mergi mai departe pe calea aceasta. Dacă asta simți că trebuie să faci, fiecare om simte când trebuie să facă ceva, chiar dacă de multe ori probabil ai piedici și nu tot timpul, să zic așa, că reușești, nu tot timpul este totul roz, să ai puterea să te ridici de fiecare dată și să mergi înainte, pe drumul tău. Dacă simți că muzica îți aduce ceva, simți ceva frumos, îți transmite ceva frumos, să nu te lași de ea, să mergi în continuare. De cât timp te-ai apucat tu să cânti? Sinceră să fiu, de mică, doar că am avut o perioadă în care am zis că mai bine renunț, mai bine fac altceva, mi se părea că poate nu sunt destul de pregătită, nu am talentul necesar, nu am vocea, nu-mi plăcea cum auziam. Dar am zis totuși, am fost încurajată de către familie și de către prieteni să continui să merg pe acest drum și am zis că bine, hai fie, și de curând am descoperit-o pe doamna profesoară, căruia îi mulțumesc pentru că, în afară de faptul că este un profesor dedicat, este și un om extraordinar și îi mulțumesc că mereu mă susține și mă încurajează în ceea ce vreau foarte să fac. Frumos. Foarte frumos. Știi că contează foarte mult ca profesorii să fie alături de elevi. Sigur. Și să le transmită o siguranță. Așa că rog telespectatorii și toți cei care ne urmăresc să asculte melodie pe care tu o ai deja pe YouTube, să petreacă Mulțumesc. Alături de noi și după să revenim ca să te cunoaștem mai bine. Bagea-i vânător, cu dorul
trageai vânător. Cu dorul mă lasă numai când și când mai vine acasă. Acest costum frumos? Acest costum l-am primit, este lucrat manual și l-am primit cadou din partea unei vecine și am ales să îl port astăzi în această emisiune pentru că mi se pare deosebit, mai ales prin faptul că el este lucrat manual. Este vechi? Este un costum extrem de vechi, de aproximativ are peste 50 de ani. Da. Da, să știi că am avut aici în studio multe artiste de muzică populară și toate s-au mândrit cu costumele lor și cu cât este costumul mai vechi, cu atât este, mai, este valoros, mai valoros. Sigur. Da. Hai să te descoperim pe tine, tu ești încă elevă. Da, sunt elevă, sunt anul 2 la sanitară, post-liceală sanitară la Hunedoara. Și muzica, cum împarți? Faci și ceva ore de canto sau studiezi în... Studiez acasă, singură și împreună cu doamna profesoară Bianca Iacoboni fac ore separat. Ok. Ai mai urcat pe scenă? Nu, nu am mai urcat pe scenă. N-ai urcat pe scenă. Nu. Ești pentru prima oară într-un studio de filmat. Sigur. Ai început așa, a început primăvara și tu ai început cu dreptul, să zic așa. Ai luat, ți-ai luat parcă și cariera și tot și ai spus, băi, trebuie să fac ceva și să încerc. Da, și pentru faptul că m-am aflat astăzi aici, aș putea să-i mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că eu consider că fără ajutorul lui nu am putea să realizăm nimic în viață. Exact, așa este. De când ne trezim? Trebuie să mulțumim la Dumnezeu pentru absolut tot, chiar dacă sunt zile uneori mai rele, uneori mai bune, da. Absolut tot ceea ce ni se întâmplă nouă în viață este cu un scop și pentru tot ce ni se întâmplă trebuie să mulțumim. Exact. Sigur, și consider că este foarte important să-i mulțumim lui Dumnezeu și să nu ne îndepărtăm de credință, să fim acolo, avem în suflet, oarecum, chiar dacă nu reușim să mergem tot timpul la biserică sau... dar să-l avem în gândul nostru. Foarte frumos. Să știi că mă bucur pentru că tinerii din ziua de astăzi nu mai sunt atât de apropiați de biserică, sau probabil că sunt, dar a intervenit acea rușine oarecum de a spune că te duci la biserică sau că ții un post sau că te rogi. Și mă bucur tare mult că tu ești o tânără frumoasă domnișoară. Mulțumesc. Care vorbește foarte frumos. Probabil și cred că cu siguranță te tragi de undeva, probabil de la țară. Da, mă trag de la țară și sunt foarte mândră de acest fapt, că mă trag de la țară, provin mai exact din satul Lodghilești, județul Hunedoara. Ai ceva tradiții pe acolo? Uite, acum când ne apropiem de Sfintele Paști, dacă tot am vorbit despre credință, sunt ceva tradiții frumoase care abia aștept să se întâmple acum în preajma sărbătorilor pascale? Sigur că da, aș putea să enumăr unul dintre ele, se numește cu stropitul. Stropitul, adică a treia zi de Paști, băieții se duc din casă în casă, unde există fete necăsătorite pentru a le stropi cu parfum. Și fata respectivă trebuie să-i ofere tânărului un nou roșu. A, da? Și se zice că ar trebui să fugă oarecum...
Pentru că dacă nu există posibilitatea să se căsătorească cu acel tip, se zice din tradiție, din popor. Deci el te stropește cu parfum, adică te parfumează, da? Da. Tu îi oferi un ou roșu și după tu trebuie să o iei la fugă ca să nu... Înainte cumva... să apuce el să te stropească. Dacă a apucat deja să te stropească cu parfumul, trebuie să-i oferi un ou roșu. Ok, și sunt șanse ca să te căsătorești cu el. Așa se zice din popor. Da, acum... Da, e ok, e chiar foarte sunt frumos. Șanse. Se strâng... tinerii, băieții la fotbal, merg și fetele să-i susțină, fetele joacă, fac sporturi gen cum ar veni volei sau... Da, e o reuniune, să zic așa, și toată lumea se simte bine. Vin oamenii în vârstă și oferă copiilor mai mici, le oferă cozonac și ouă roșii. În noaptea de înviere mergem la biserică. În săptămâna mare eu împreună cu mama pregătim preparatele de Paște. Ce preparate pregătiți? Că acum toată lumea se întreabă ce să mai fac ceva nou. Dar sunt acele tradiții care... Acele tradiții care la noi se păstrează. Și anume se face cozonac, drob, prăjituri, sarmale, diverse, toate acele mâncăruri și preparate tradiționale. Da. Ai vreo mâncare mai specială așa, care să abia aștept să vină Paștele, să spui că vreau mâncarea aceea să o faci? Drobul, îmi place foarte mult. Da. Da, dar drobul de miel, că se poate face... Cel de miel, cel de miel. Musa e cel de miel, nu există. Adică se poate face și din alte alimente, produse de alimente. Carne, probabil, dar de piept, de pui. Se face, este o tradiție, drob de miel. Da. Apoi în vinerea mare vopsim ouăle. În vinerea mare? Da, în care musai să fie roșii, pentru că se spune că sângele lui Hristos este roșu. Și ne pregătim de să mergem la înviere. Împreună cu toată familia, mergem la înviere, pe urmă ne întoarcem acasă, luăm cina, masa, în familie, petrecem timpul împreună, cu rude, cu familia, cu cei dragi. Ce frumos, încă se mai păstrează acest obicei. Da, uite că ai pomenit de vopsirea ouălelor în vinerea mare. Eu știam că joia, că vinerea nu se face nimic. Dar acum sunt... Da, vinerea nu se face nimic altceva, doar vopsit ouălelor. Atât? Atât. Atât, da. Nu se coace, nu se fac cozonar, nu, nu se fac prăjituri. Nu, nu se coace, nu se fac cozonar, nu se face nimic altceva în afară de ouă. Foarte frumos. Până în ziua de vineri facem restul preparatelor și vinerea ouăle. Super. Te-ai gândit să faci așa să cânți o priceaznă, că tot vorbești așa frumos de Dumnezeu? Sigur că da, m-am gândit să cânt o strofă dintr-o priceasnă, dragă sufletului meu. Vrei să ne cânti chiar astăzi aici? Sigur că da. Super, no. Haide să te auzim și după să-mi spui mai multe despre... Hai să vedem. Sigur că da. Să faci, o Iisuse, din inima mea o harfă divină, să cânți tu din ea în cor zile sfinte, să sune mai lin acordul iubirii măreț și senin. Da, am ai ales o priceaznă foarte grea. Da, și am avut emoții. Ai ales o priceaznă foarte grea, pentru că nu sunt tocmai ușor de cântat aceste priceazne. Nu, priceaznele în general sunt, mi se par destul de greu de cântat. Da, 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 sunt, dar sunt foarte frumoase. Da, sunt extrem de frumoase și au așa un... transmit ceva frumos, o liniște sufletească. Da. Te-ai gândit să compui tu o priceaznă și să faci tu o melodie? M-am gândit, sinceră, să compun o priceaznă și să vin să o cânt chiar aici, în direct. Mulțumim! Cu mare drag! Păi atunci te așteptăm și cu siguranță probabil că ai alte planuri, pentru că tu ești la început de drum. De ce ai ales muzica populară?
Da, așa este, sunt la început de drum. Am ales muzica populară pentru că în momentul în care o ascult, nu numai că o cânt, mă simt liniștită. Te aduce acasă. Mă aduce acasă. Mi-amintește de... Ce zic părinții tăi atunci când te văd așa frumoasă, îmbrăcată într-un costum popular? Mama plânge de bucurie. Sunt mândri de mine și mă susțin pe acest drum. Da. Ți-am cunoscut tatăl. Cred că tatăl tău era... Unchiul. Unchiul tău? Da. Unchiul tău și se vede așa bucuria, parcă mândria în ochii lui străluceau. Da. Că și-a adus nepoata, să zic, la un studio de televiziune și e un pas frumos înainte, mai ales în cariera ta. Eram chiar curioasă să văd de ce ai ales muzica populară și nu ai ales, de exemplu, muzica pop sau... pentru că na, tinerii foarte puțin merg acum pe calea asta a muzicii populare și mulți vor alt stil de muzică. Da, asta simți tu că te caracterizează mai mult? Asta simt că mă caracterizează mai mult și consider că sunt mulți alți tineri cărora, care și-ar dori să pornească pe acest drum, doar că renunță datorită faptului că nu au destulă încredere, poate nu sunt susținuți, poate nu au timp, poate nu și-au găsit persoana potrivită să-i îndrume, uh-huh. să-i susțină, să le acorde o șansă, ca să zic așa. Da. Ai avut momente când ți s-au spus să renunți? Da, sinceră să fiu, am avut momente, destule momente, când mi s-a spus să renunț, că de ce doresc să fac acest lucru, când aș putea să fac altceva. Doar că le-am luat ca atare, am considerat ca fiind doar niște răutăți, piedici, ca să zic așa, și am decis să continui. Felicitări! Mulțumesc! Care este visul tău? Visul meu este să ajung solistă de muzică populară și să mă aflu în mijlocul oamenilor, să cânt pe scenă. Ai vreo un artist sau artistă preferată pe care să o iei așa ca model în viața ta? Sigur că da, consider că avem destule artiste cu care ne putem mândri, pot enumera câteva dintre ele, cum ar fi Lena Miclăuș, Andrada Cerna, doamna Bianca Iacoboni, de ce nu, cea care mă susține și mă îndrumă să pornesc pe acest drum, doamna Ana Gabor. Da, toate prietenele mele, care au și fost aici în emisiune. Le-am văzut, da. Și le admir foarte mult, în primul rând ca femei și pentru ceea ce fac. Îți dau așa încredere când ai văzut că au venit și ele și și-au spus viața lor dincolo de aparențe, că ai văzut că s-au deschis și au spus nu este atât de ușor, pentru că atunci când începi să ai o carieră, ești solicitat să te duci la diferite evenimente și nu mai îți petreci timpul cu familia și probabil că, uite, toate au copii în afară de Andrada Cerna, care este foarte greu să-ți lași acasă copiii, soțul și să o iei la evenimente prin țară, să vii după 2-3 zile acasă, obosit. Ești pregătită să începi asta, să intri în lumea aceasta? Da, sunt pregătită. Consider că nu este un drum ușor, mai ales eu fiind la început de drum, ca să zic așa. Sunt conștientă că am de studiat mult, de repetat, de învățat. Dar totodată am încredere că voi reuși. Cu ajutorul lui Dumnezeu voi reuși. Da. Unde studiezi tu? Faci și ore de canto? Sigur că da. Da. Și ajută foarte mult orele de canto, nu? Să-ți... Eu consider că este foarte important, sunt foarte importante orele de canto pentru că te ajută să evoluezi, ca să zic așa. Adică pe lângă faptul că necesită mult studiu, chiar și tu cu tine, consider că acele ore sunt foarte importante, au un rol important. Pe mine m-au ajutat foarte mult orele de canto. Să... Da. Contează oare diferența de... Adică dacă te duci de copil, să zic, și îți pregătești vocea, sau poate să meargă oricine? Adică la orele de canto. Eu am avut aici și pe Mihaela Oprea, care este profesoară de canto și mi-a spus că are
elevi care vin la 50 de ani, care voi venit o doamnă și a spus, eu vreau să cânt. Și are doamna 50 de ani și a spus, nu am cântat până acum, dar vreau să încerc. Și a făcut câteva ore de canto și a ajutat acele ore de canto și chiar a scos ceva, adică și-a format prin exercițiu și a putut să facă treaba, adică să-și îndeplinească visul până la urmă. Sigur că, dar eu consider că prin perseverență, studiu și seriozitate se poate la orice vârstă. Desigur că dacă începi mai de tânăr, este un pic, este mult mai în regulă decât atunci când începi, să zicem, la 30-40 de ani, dar nici atunci nu este imposibil. Da. Tu de cât timp ai început? Eu am început cu doamna Bianca Coboni de un an, merg la dumneavoastră. Da. Și e mai ai. Și mai am, mai am de mers. Ai de mers. Mai am de mers și de învățat. Pentru că știi cum este, ca și atunci când plantăm un copac, așteptăm să crească și după să ne bucurăm de rodul lui. Sigur. Așa este și cu orice meserie. Tu acum ești ca un copăcel care este plantat, care prinde rădăcini și care așteptăm să înflorească, ca și așa, exact cum este primăvara, când înflorește așa frumos și cu siguranță o să-ți vezi și roadele muncii tale. Dacă te ții și nu vei renunța la acest vis și mă bucur că după cum ai spus, chiar dacă nu ești total pregătită și nu putem să te comparăm, de exemplu, cu un artist mare care are în spate ore de canto și evenimente și muncă multă, ai transmiți o energie atât de pozitivă încât se poate, orice se poate, să mergi înainte. Sigur că da, nu mi s-ar părea normal să mă compar cu un artist care are în spate ani de studiu, de muncă, evenimente, care este recunoscut. Nu mi s-ar părea normal să mă pot compara cu un asemenea artist. Noi nu trebuie să ne comparăm, scuze-mă că te întrerup, noi nu trebuie să ne comparăm cu nimeni, pentru că noi suntem unici. Și fiecare om este unic în felul lui. Chiar dacă unii oameni sunt la un nivel mai mare și au ajuns să fie la acel nivel și alții atunci pleacă de la zero, fiecare om e unic, știi? Și nu știi niciodată ce poți să transmiți. Tu, chiar tu care ți-am spus că ești acolo un pomușor care acum își prinde rădăcinile, poți să transmiți, de ce nu? Uite, poți să intri pe scenă pentru prima oară și să ridici o sală întreagă în picioare. Nu este nimic imposibil. Prin muncă, perseverență și seriozitate, cum am mai spus, se poate. Se poate, da. Ce transmiți tinerilor care își doresc să parcurgă acest drum al muzicii de folclor? Le transmit că dacă simt cu adevărat că asta își doresc în viață, să încerce și să nu se dea bătut, să nu renunțe chiar dacă vor fi persoane care, la fel ca și mie, le vor spune că nu, să renunțe, că nu sunt șanse sau anumite lucruri. Eu zic că dacă își vor să-și caute o persoană care să simtă că îi ajută și să continue. Contează să fii susținut de familie, de prieteni în acest drum pentru tine? Eu consider că este foarte important să fii susținut. Consider că în orice domeniu, dacă nu e susținut, nu, adică da, reușesc să înaintez, dar este diferit când ești susținut și vezi că cineva te susține și când vezi că toată lumea încearcă să te tragă în jos, nu e în regulă, mi se pare dureros. Poate mult spus dureros, dar nu e în regulă când ți se spune că nu e în regulă de către toată lumea. Da. Așa este, pentru că oamenii și au familia, te gândești că ei sunt singurii care îți doresc binele. Și dacă vezi că vine din partea unui membru din familie și spune nu e bine ceea ce faci, te demoralizezi un pic, pentru că
știi că îți spune adevărul într-un fel sau altul, știi? Și atunci este lupta mai mare cu tine. Și probabil că te ajută că îți dorești mai mult să muncești și mai mult să clădești acolo ceva, adică știi, să prinzi mai multe rădăcini. Sigur, pe mine acele vorbe care mi s-au spus că de ce nu fac altceva m-au motivat, ca să zic așa. Mi-au dat putere ca să merg mai departe. Da. Te-ai gândit vreodată să pleci din țară? Momentan nu m-am gândit să plec din țară pentru că aici de țară mă leagă multe lucruri. Familia, școala, prietenii. Da. Unde ți-ai dori ca să stai? Să locuiești? Tot aici, în Deva? Pe viitor m-am gândit să mă mut într-un oraș mai mare, cum ar fi Cluj, București sau Timișoara. De ce? Crezi că ai mai multe posibilități într-un oraș mai mare? Eu consider că sunt mai multe posibilități din punct de vedere ca să te poți dezvolta. Au mai multe oportunități decât Deva. Ai merge într-un oraș mai mare doar pentru a studia, a face muzică? Sigur că da, dacă mi s-ar oferi șansa să plec într-un alt oraș pentru a studia și pentru a face muzică, sigur. Ai pus ochii așa pe vreo școală din alt oraș în care ți-ai dori să ajungi? Momentan nu. Momentan ești aici, la Deva. Da. Și încerci să muncești aici. Da, încerc să muncesc aici și să studiez, să repet și să muncesc pentru a realiza merge pe acest drum. Ai spus că ești la post liceală, la Hunedoara, de asistență. Sigur, la sanitară, da. La sanitară. Cum se, să zic așa, se pupă aceste lucruri? Să fii și, să-ți dorești să fii și cântăreață și ți-ai dori să devii, de exemplu, asistentă medical sau... Îmi place foarte mult să colaborez cu oamenii, să ajut oamenii și atunci consider că prin acest mod oarecum reușesc să le ofer un sprijin, ca să zic așa. Îți place să oferi ajutor? Da, sunt o persoană care îmi place să ofer ajutor celor din jur și nu-mi place să-i văd în agonie, ca să zic așa, sau suferinți. Da, dar trebuie să simți să mergi și pe drumul acesta. Uite, de exemplu, eu n-aș putea să fiu asistentă pentru că mi-e milă de oameni, mi-e frică de injecții. Și eu sunt foarte miloasă și vreau să vă zic că în momentul în care am intrat în spital în practică, au fost câteva zile la rând în care am plecat de acolo plângând pentru că am văzut foarte mulți oameni suferinți, printre care și tineri, din păcate, doar că în momentul în care sunt acolo, simt că văd o sclipire în ochi, adică simt că își doresc să fie ajutat și să fie bine și atunci asta mă întărește oarecum. Ce faceți voi în practică? Hai să vedem că poate sunt mulți oameni care, mulți tineri care vor să facă acest post liceală. Ce faceți voi în practică? În perioada practicii mergem în spital. Și suntem repartizați pe secții diferite. De exemplu, eu am fost pe îngrijiri paliative cronici, unde mi s-a părut, pentru început am zis că nu reușesc, dar pe parcurs am descoperit că este în regulă. Da, acum te înțeleg că pleci demoralizată dintr-un spital, eu doar că intru la o recepție, acolo plec... Este foarte greu, dar felicitări că să știi că doar persoanele puternice pot să facă acest lucru. Ai învățat să faci injecții? Sigur, am învățat să fac injecții, am învățat să recoltez. Ai învățat să recoltez? Sigur. Da, așa eram și eu la început. Am zis că nu o să pot să fac odată lucrurile acestea, dar am reușit. Da, eu numai când văd sânge, adică și eu am avut un moment în viața mea în care a trebuit să-mi fac mai multe analize și era chinul de pe lume să știu că trebuie să-mi recolteze sânge. Eu consider că... Este ceva uman, este ceva normal. Da, este ceva normal să
fie... Exact, este, așa, dar toată lumea știe, ne ferim de toate aceste lucruri, pentru că nu este plăcut. Da. Mai ai frați? Sigur că da, mai am 3 frați. 3 frați, adică sunteți o familie mare, o familie numeroasă și tu ești artistul din casă. Micul artist. Micul artist. Ca să zic așa. Da. Ce zic frații tăi de tine că vrei să pleci pe drumul acesta? Mă susțin și tot timpul când merg în vizită la țară, hai cântă-ne ceva, cântă-ne ceva. Da, asta vreau să zic, dacă cânti prin casă. Sigur, tot timpul când prin casă sau prin baie, prin bucătărie, peste tot, în continuu fredonez. Ai luat vreodată un spray din ăsta sau să stai în fața oglinzii și să-ți imaginezi că cânti la microfon? Cred că fiecare om face chestia asta. Când eram mai micuță, da, dar acum studiez în fața oglinzii, dar nu mai cu... Numai cu spray-ul în mână. Numai cu spray-ul sau cu diverse obiecte de prin casă. Da. Foarte frumos că pleci la drum așa cu încredere. Eu te-aș mai trage așa de limbă mai multe ca să putem să te cunoaștem mai în detaliu. Ți s-a propus să mergi, de exemplu, să cânți la evenimente, la majorate, la zi de naștere sau pentru tine acum este începutul? Mine acum este începutul și consider că trebuie să fiu destul de pregătită pentru a putea porni să faci evenimente. Fac evenimente, pentru că, din nou repet, nu mi s-ar părea corect să merg nepregătită și cei care mă ascultă să fie dezamăgiți. Adică în momentul în care voi ajunge să merg la evenimente, să fiu pregătită. Eu te întreb că probabil că acum se uită cineva la noi și spune, uite ce frumoasă și talentată este această fată și probabil că au un eveniment frumos, drag, poate că au un eveniment frumos în familie și spune, hai să o contactăm și să vină să ne cânte și să ne încânte la un eveniment. De ce nu? Probabil cine știe câtă lume se uită la noi. Poate se ivește ceva. Ce faci dacă te sună cineva și spune Mihaela Stoian, vreau să ne cânți la majorat? Ce face Mihaela Stoian în momentul acela? Pentru că uite-te la tine cum arăți, un adevărat artist. Îți mulțumesc din suflet. Probabil că nu aș spune nu, aș fi surprinsă și aș merge să zic la un scurt program, adică gen nu pentru o noapte întreagă, că momentan nu mă simt destul de pregătită. Ce muzică mai cânti tu în afară de folclor? Pentru că, de exemplu, dacă mergem la un program, ce muzică ai cânta? Te cânta melodia ta, cu siguranță, da, pe care o ai pe YouTube deja, dar studiind atât și ce melodie îți plac? De exemplu, te-ai duce să cânti manele? Sinceră să fiu, nu mă văd cântând manele, deși știu că sunt comerciale, se cer, nu mă văd cântând manele. M-aș vedea. Deci te duce pe purul folclor. Da. Și ce melodie, așa să zic, o melodie pe care să-ți placă ție din folclor? Sunt nenumărate melodii din folclor care îmi plac. Gen, aș merge mai mult pe etno. Pe etno? Pe etno sunt foarte ascultate melodiile de acest gen. Da. Îți plac mai mult, de exemplu, cum suntem noi tradiții, sunt muzica din Ardeal, muzica din Oltenia, Maramureș. Care te, să zic așa, te atinge sufletul? Sinceră să fiu, care mă atinge la suflet, ca să zic așa, este din zona Banatului. Din zona Banatului? Sigur, da. Ai vreun artist preferat acolo, în zona Banatului? Sigur că da, în zona Banatului sunt numeroși artiști care prin cântecul lor îți ating sufletul și te fac să te ating la sentiment, ca să zic așa. Dar aș putea să enumăr pe Stana Stepanescu, Andreea Voica, Georgiana Vița, Mihaela Petrovici, Mirela Petrian, le ascult și sunt... Pe Mihaela Belciu, o știi?
Da, doar că... Să-i asculți melodiile și să-i asculți timbrul vocal. Este prietena mea și atât, deci eu nu pot să zic că sunt mare fan a muzicii populare, dar sunt multe melodii care atunci când le ascult, cum am spus, parcă te ung așa pe suflet, știi? Pasament pentru suflet. Pasament pentru suflet, iar ea are un timbru din ăsta foarte, foarte dulce. Dulce, da, da, da. Și chiar am ascultat odată o colindă și era cântată de ea și n-am știut că e ea. Și după am văzut, zic, Doamne, nu vine să cred că eram pe repeat în mașină la mine. Dar au ceva aparte, bănățenii acolo. Dar să știi că mie îmi place foarte mult și... Degeaba să spunem, cer scuze că te întreb, Banatu-i Fruncea. Banatu-i Fruncea. Da. Banatu-i Fruncea, da, știu. Dar sunt, uite, și la noi aici în Ardeal sunt foarte mulți care duc tradiția mai departe, duc costumul popular mai departe, dar ai văzut că acolo în Maramureș... Acolo Maramureș parcă mereu învie, așa, nu știu, este ceva. Și nu știu de ce, când încep maramureșenii aia să cânte, să horească, sau cum zic ei, parcă am văzut pe la evenimente, știi? Când se apucă un moroșan să cânte, nu poți să stai jos, știi? Na, acum depinde de melodia pe care... Ei o cântă, dar trebuie să... No, noi trebuie să ținem cu Ardealul, cu noi de aici. Sigur. Da. Da, au tradiții frumoase în Maramureș. Au, au, da. Au tradiții frumoase, ne dorim... Care le păsează ca atare. Da. Îmi doresc și eu tare mult să ajung în Maramureș. La tine acolo, la țară, se păstrează obiceiul de a merge în costum popular undeva sau nu este, nu mai este? Că pentru că știu că undeva în partea asta din județul Hunedoara încă se mai practică pe la pădureni, pe undeva sau... Da, la noi, din păcate, nu se mai păstrează această tradiție de a merge îmbrăcat în costum popular la undeva la biserică. Se mergea mai de mult, acum nu se mai păstrează. Dar te-ai gândit vreodată să te duci la biserică îmbrăcată în costum popular și uite acum că este postul Paștelui, să lași să-i spui la preot, vreau și eu să cânt o priceasnă aici. De ce nu încerci așa? Sigur că da. Să cânti de față cu oamenii în biserică, să vezi ce frumos te simți. Cu siguranță o să fie foarte cântați de, dacă ai face această propunere. Sau ai cântat? Nu am cântat. Ce zici? Dar ar fi o idee. Promiți că faci chestia asta și ne trimiți un video din biserică? Sigur că da. Este foarte frumos, să știi. Mai ales că îți dorești acest lucru. Uite, chiar la tine acolo la țară poți să mergi și într-o duminică și să-i spui preotului de acolo, uite, îmi doresc tare mult să cânt și o priceaznă, o înveți o priceaznă pe care ție îți place. Și poți să-ți alegi o priceaznă mai ușoară, pentru că cea care ne-ai cântat-o acum este foarte frumoasă, dar este foarte grea. Foarte grea și am interpretat-o cu emoție. Și a interpretat-o cu emoție și probabil că în biserică este și acel eco frumos și trebuie să găsești portițe de a cânta în fața oamenilor. Bine? Sigur să că da. Să faci acest pas, chiar dacă să știi că foarte mulți artiști au început a cânta la biserică, în cor. Știai? Foarte mulți artiști care sunt astăzi renumiți au început la grădiniță sau după într-un cor bisericesc. Ajută mult. Sigur, voi face acest lucru. Cu siguranță trebuie să-l faci, pentru că te văd așa atrasă și de credință și de Dumnezeu și atunci când o să vezi că o să fie apreciată, o să-ți dea mai mult încredere în tine. Nu numai să fii apreciată numai de familie, o să vezi că eu te încurajez să mergi la biserică pentru că este un loc restrâns și duminica sunt destul de mulți oameni acolo, știi? Și sigur. Să te faci auzită, să împărtășești. Unde te pot găsi pe tine oamenii să te vadă? Pe Facebook, pe site-ul de socializare? Pe Facebook, pe Instagram. Pe Facebook și pe Instagram. Eu tot așa cred că o să mă fac impresarul tău până la urmă.
ca să-ți găsim oameni, ca să te scot un pic din casă, să zic, și să te scot să te înveți cu lumea. Nu te-ai gândit cum te vin evenimentele, vine vara și o să se facă diferite evenimente ca să ți-ai dori să deschizi, de exemplu, un eveniment cu o melodie, două, pe o scenă? Da, mi-ar face plăcere, mi-aș dori. Trebuie să vrei. Da, mi-aș dori. Trebuie să vrei și totul se întâmplă atunci când vrei și dorința este mai mare decât ți-ai dori, se întâmplă. Dar trebuie să studiezi, să muncești, să mergi la orele de canto și să asculți pe doamna profesoară, exact așa cum spune. Și o să fie bine. Sigur că da. Ne mai poți spune, nu știu, ceva așa, ce îți dorești tu să faci pe viitorul tău? Mai avem foarte puțin din emisiune și să încheiem așa frumos, nu știu, să transmiți ceva acasă. Ce ți-ai dorit tu? Ce vrei tu? Ce crezi tu așa că să transmiți ceva tinerilor care sunt probabil la început de drum ca și tine? Le transmit să aibă încredere în ei și Să nu renunțe, da. Să nu renunțe, indiferent, cum am spus la începutul emisiunii, indiferent de câte pietici vor exista. Exact. Eu ce să zic, Mihaela Stoian, trebuie să-ți pronunț așa numele ca lumea să te cunoască. Mulțumesc. Îmi doresc ca această emisiune să-ți aducă succes. Mulțumesc din suflet. Să fie un pas frumos în viața ta, să-ți aduci aminte peste câțiva ani, când vei fi pe scene mari. Mulțumesc din suflet. Că ai început această carieră într-o televiziune, acum micuță, să zic, într-un oraș micuț, că nu ești în București, Cluj sau Timișoara, unde tu îți dorești, dar să știi că lucrurile de calitate se fac cu pași mici, dar cu pași cu credință și cu încredere că trebuie să mergi pe drumul tău. Sigur. Eu îți urez ție mult succes. Mulțumesc mult. Și să ne promiți că următorul clip pe care îl vei face, următoarea melodie, o să fie în premieră aici, la noi, în studio. Sigur că de acum are drag, următorul clip va fi în premieră, cu siguranță. Te-ai gândit la el? Să te-ai gândit să faci o melodie acum mai repede? Sau nu ai încă în plan asta? Sincer să fiu, m-am gândit să fac după postul Paștelui, după ce vor trece sărbătorile pascale, o piesă etno. Etno? Momentan nu m-am gândit la... Am mai multe variante de teme pentru piesă, dar încă nu știu ce să aleg. Voi vedea. Te lași condusă de sentimente. Sigur. Da. Eu îți mulțumesc tare mult. Cu mare drag și eu îți mulțumesc pentru găzduire. Cu mare drag că ai avut curajul să te expui exact așa cum ești, un elev, o fată frumoasă. Mulțumesc tare mult. Care își dorește să meargă pe un drum frumos al muzicii populare. Eu vă doresc, dragilor, să înfloriți precum acest anotimp frumos primăvara, să primim soarele și căldura în sufletele noastre, să zâmbim, să ne bucurăm și, cum a spus și Mihaela Stoian, să mulțumim la Dumnezeu pentru tot. Vă îmbrățișez și să ne vedem joia viitoare cu bine! I'm gonna go get it.